Departamentul pentru situații de urgență a prezentat lista țărilor care au impus restricții de circulație pe timpul nopții pentru a reduce răspândirea pandemiei. Departamentul pentru situații de urgență a transmis că interdicțiile luate la nivelul României, pe lângă rolul acestora de a diminua presiunea regăsită la nivelul întregului sistem medical, au în final rol de prevenție și salvare de vieți. În Europa, printre țările care au impus măsuri de interdicție a deplasării pe timp de noapte, se numără Austria, Grecia, Franța, Italia, Germania și Regatul Țărilor de Jos cu o interdicție totală.